Dragi prieteni, astăzi, în direct cu sănătatea, îmi dă șansa să vorbesc cu doi frați pe care i-am descoperit târziu. Îmi pare rău, dar asta e, și ei au descoperit sportul la 40+. Alin și Tibi Ușeriu sunt doi oameni extraordinari de pe Via Transilvanica, în direct cu sănătatea. O să încerc să aflu despre sport și mișcare. Încep cu Tibi. Tibi, când ai început să faci serios mișcare și ce te motivează? Am început să fac sport undeva la 40 de ani. A fost momentul când mie mi-a schimbat viața din toate punctele de vedere. Era ceva? Suferai de ceva? Era ceva neregulă? Nu cred. Aveam nevoie de schimbarea, o schimbare sănătoasă, să zic așa. Pentru că sportul asta face până la urmă. Sportul îți dă curaj, sportul îți crește stima de sine și nu în ultimul rând sportul te educă să fii disciplinat. Și cred că toate componentele astea puse, toate cap la cap, te dezvoltă sănătos. Asta e foarte important. Alin, tu când ai descoperit că oricine poate face mișcare? Înțeleg că tu ai mers mai bine de 60 de zile pe Via Transilvanica. Mers înseamnă ca noi, așa, ușurel, fără grabă. Când ai descoperit că și mersul e o formă importantă de mișcare? Ce înseamnă pentru tine mișcarea și sportul? Eu cred că dacă s-ar face o hartă a celor care merg mult în fiecare zi la nivel global și s-ar suprapune pe o hartă a sănătății, lucrurile ar fi 100% suprapuse. Mai ales în cele 62 de zile când am mers 1400 de kilometri pe Via Transilvanica, dar și acum 7 ani când am mers 1500 pe Camino de Santiago, pe celebrul El Camino. Exact asta cred că trebuie să facă oricine și este obligatoriu, poate nu ca și sport național, dar ca și program personal, mersul pe jos, care este foarte simplu, mai ales pentru oamenii cât de cât sănătoși, care au toate mâinile și picioarele întregi, este ceva care trebuie făcut în fiecare zi. Și starea asta de euforie, eu, de exemplu, alerg câteodată cu Tibi și l-am întrebat când o să apară starea de grație, starea de euforie. La alergare nu mi-a apărut, dar cel puțin la mersul pe jos, mie mi se pare că este la îndemâna oricărui om, oricărui om care să facă un pas înaintea celuilalt. Tibi, motivează-mă! Eu nu mai am 40, dar nu contează. Hai să-i motivăm pe cei care ne privesc, indiferent de vârstă. Copiii care poate stau prea mult cu un terminal în mână. Spune-le, ce știi tu mai bine? Ești un erou național, Tibi Ușeriu. Da, cred că în primul rând trebuie să-ți găsești motivația și asta cred că este unul dintre lucrurile cele mai simple de a-ți găsi motivația. Trebuie să-ți dorești foarte mult și cred că a-ți dori să fii sănătos, să fii frumos din toate punctele de vedere mental și fizic, este nevoie de sport. Așa că pregătiți Adidas și încercați. Această emisiune este sponsorizată de NN România.